Jack, piratul cel teribil. La mulți ani, cui? Snack chiar nu vreau! Hai, domnule, în ziua ta! Alăturați-vă distracție și puneți-vă legătura la ochi! Ziua mea nu e distractivă, Snack! E un eveniment foarte deprimant, știind că sunt cu un an mai aproape de lăsarea cortinei și încă n-am strâns comoara mea de pirat! E o zi pentru distracție, ce sărbătoare și de privit spre viitor! Nu, nu e! E o zi pentru plâns și regrete și teamă de viitor! Domnule, va trebui să insist ca să te distrezi? N-ai să renunți la asta, nu? De ce am senzația clară că am să regret asta? Suportă-mă puțin, domnule, am să te conduc spre marea surpriză! Opa, mi-am uitat punga de aur! Ce? Unde ești? Capitane, iată-te! Mă mir că ai putut să mergi pe pasarela cu legătura aia la ochi. Ești pregătit? Sau nu? Unde mergem, Snack? Aproape am ajuns, capitane! Ei bine, Snack, trebuie să recunosc că asta va fi o aniversare grozavă până la urmă! Oh. Nu mergem acolo, domnule! Nu spune asta! De ce vrei să mergi acolo? Sunt doar o mulțime de femei frumoase care dansează și se contorsionează pe scenă. Ce am face noi acolo? Mai să fie, ăsta chiar e un serial pentru copii. Am plănuit ceva mult mai incitant. Orice mai incitant decât ce e acolo va avea ca rezultat cel mai probabil un infarct. Foarte bine, care-i planul tău, Snack? N-am să stric surpriza, capitane. Nu mai e mult! Locul ăsta miroase mai rău decât o pijama de maimuță! Doamne, e atât de palpitant, capitane! Va fi cea mai bună aniversare pe care ai avut-o vreodată! Da, de asta sunt sigur! Bună ziua, bun venit la... Ai grijă, Snack! Un rozător uriaș! Nu, așteptă, domnule, îi dui o șobolanie, sconsul Scafi, oprește! Scafi! Scafi, Scafi, ești afară? Sabia aia o luăm noi, amice. Amanda, nu vă jucați cu sabia în parc! 700 de bani de aur! Ăsta e jaf! Vă sugerăm să plătiți, domnule, închisoarea fermecată de maximă securitate a lui Scufi nu e un loc plăcut. Sper că Scafi va fi bine. Scafi! Dar că bine cum rămâne, Slac? Credeam că chestia asta le va ataca. Îmi pare rău, domnule, ești bine? Nu! Abia mai văd de la spray-ul lacrimogen! Lași! Știu exact ce trebuie ca să uitați de spray-ul lacrimogen. Ce? Aia! Vizuna bântuită a lui Scafi! Nu e palpitant, sir? Nu sunt sigur, Snack! Nu știu dacă palpitant e cuvântul pe care l-aș folosi când intru într-un cap de sconks de plastic și merg într-o vizuină bântuită de sconks! Hai, domnule, va fi foarte distractiv! Nu ți-e frică, nu? Sigur că nu! Ce-ar putea fi în chestia aia de copii care mă poate speria? A fost distractiv, capitane, nu? Băi, domnule, uite! Pentru Dumnezeu, nu! Bun venit la trenulețul greții al nevăstuicii Waldo! Scoateți-mă de aici! Aveți grijă, domnule! Doamne! A fost foarte distractiv, nu, capitane? Ăsta a fost cel mai înfricoșător lucru care mi s-a întâmplat! Ți-e foame, capitane? E ora prânzului. Ce zici de o pizza în peștera muzicală cu pizza lui Scafi? Pizza? Ce e? Pizza! Bună ziua și bun venit la peștera muzicală cu pizza lui Scafi! Mulțumesc! Urmați-mă la locurile voastre magice! Așa, vă urez poftă bună aici în peștera muzicală! Mulțumesc! Mai, nu pot să mă hotăresc! Eu am să iau pizza! Poți să iau comanda magică?
Da, m-am hotărât la pizza mediu coaptă. Bună alegere! Da, eu nu m-am hotărât. Surprinde mai bine! Mediu coaptă? Unde crezi că ești? La Spago? Ce bine, capitane, o să înceapă spectacolul. Oh, no! Nu sunt uimitori, e greu de crezut că sunt roboți. Da, extraordinar! Salut, regie purașul! Salut, aici e sursul, sursul! Unde e vechiul nostru prieten Scafi Sconsă? Știi că nu putem cânta când e gălfaia? Conțul ăla zăpăcit! O să apară și el! Wow! Hei, Scafi! Da! Scafi! Ia-te-o pe trecere, o pădure din brântă, cu cascade de ardei și șezătoare pline de pulci. Fiecare zi e ființa în peștera muzicală cu pita lui Scafi! E timpul să opresc nebunia asta odată pentru totdeauna! Asta e o petrecere în pădurea ta! Trebuie să ucini! Scafi! Să ucini trebuie! Să ucidă! Vă rog să ieșiți ordonat și magic! Wow! Scorsul a nebunit complet! Grăbește-te, domnule, Scafi Sconsul a luat o răzna. Nu plec, lucrurile au devenit în sfârșit din... Fugim! Slac, ajutor! O, domne, ce mă fac? Trebuie să-l oprim pe Scafi, l-a prins pe capitanul meu! Glumești fiecare pentru el! Bădiciună nebună! Trebuie să-l salvez pe capitan, dar cum? Aha! Asta e! Nu mă pot băga în față! N-ar fi frumos! Va trebui să aștept! Ninge! Dar răul trebuie să înceteze. Domnule Sfinte, Snack a fost foarte curajos din partea ta. Din întâmplare nu știam că tu știi să zbori cu o nevăstuică. A, zburatul e ușor, aterizarea e complicată. Ce e așa greu? Doar o pui pe sol, nu? A, în regulă. Snack, retrag orice am spus vreodată frumos despre tine. Ce mai aventură de aniversare, nu, capitane? Ar trebui să spun, mă voi descurca fără o altă aniversare timp de un an. Mai e o surpriză, domnule. Snack, te rog, gata cu surprizele tale. Doar una, domnule. Cer de aniversare fără tort de aniversare. Cred că exact asta, o aniversare fără tort de aniversare. Hai, domnule, închide ochii. Aha, regulă. Gata? Deschide ochii, capitane. Wow, e grozav, Snack. Puneți o dorință și suflă în lumânări. Bine! A folisitele astea de lumânări nu se sting, Snack! De unde le-ai luat? Din camera pulberii. Ah, din camera pulberii! E bine, e clar că sunt defecte! Bun, hai să tem tortul, presupun că mi se va îndeplini dorința! Sper că ți se va îndeplini dorința oricum, domnule. Ce ți-ai dorit? Mi-am dorit să fii vaporizat într-o mare explozie, Snack, și vezi, nu mi s-a împlinit! Mulți ani, capitane! Trebuie să ucid!